Hei, salutare, bine v-am regăsit, de broadenii mei, și știu că vă era dor de mine, la fel și mie mi-era dor de voi. Referitor la permisul de categoria A, l-am luat din prima, fraților, ați văzut și din postările mele. Urmează să fac câteva vloguri ca să vă ajut pe voi foarte mult cum să iei permisul categoria A. Și nu numai cum să iei permisul de categoria B, deoarece e foarte simplu. Fefi, soția mea, o să dea de permis și o să ia din prima, pentru că eu o să o ajut. Cum vreau să vă ajut și pe voi? De altfel, nu e nimic mai simplu decât să ai voință, adică voința au toți. Dar o să discutăm despre asta în curând. Când am zis că am luat categoria A, pot merge cu motocicletă. Cu ce motor vreau eu, de oricâți centimetri cubi vreau eu, pentru că am luat A, nu A1, nu A2. A! Și dacă tot am luat categoria A, cei de la Autobac mi-au făcut un cadou să-l montez pe motocicletă. Se poate monta și pe motocicletă și pe ATV. O să-l vedeți la mine pe vloguri. În caz că vă întrebați, dar ce e acel cadou pe care l-ai primit? Este vorba despre o tabletă portabilă, cum scrie și pe site. O să vă arăt aici. Autobac 5-inch portable touchscreen for motorcycle GPS navigation. Ia vedeți cum se vede, de brotherii. Cam așa. În primul link o să vă pun eu linkul de la acest fatigue warning device. Exact așa scrie pe cutie. Așa arată cutia. Este un fel de parrot, pot spune, între acest aparat și telefonul tău Android. Telefonul tău sau telefonul meu Android. Face legătura între telefon și acest touchscreen parrot, pot spune. E un fel de oglindă wireless cu care te conectezi de pe telefon ca să nu mai pui mâna când conduci motocicleta pe telefon, să-l scoți la semafor, să faci mai multe combinații. Haideți să facem un unpacking împreună al acestei tablete, să vedem ce, cum și mai ales ce poate face. Băi, să știți că ce e pe spatele lui, înnebuniți, oh my god, deci nu știu cum să vă arăt. Oricum, vă pun eu linkul. Ia fiți atenți câte are. Băi, ești nebun. Este ceva de care chiar ai nevoie când ai o motocicletă. Cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult. Ok, să desfacem această cutiuță, să facem un unpacking frumos. Hai că da, să vedem ce avem noi aici. Frumos, de la mama lui. Și avem aici o cutiuță frumoasă în care se află, să bată tobele, să înceapă, hai că da, distracțiile. Avem aici, observați, o cărticică pe care scrie Motorcycle Wireless Screen Projection Recorder. Exact așa. Adică poți naviga pe el, pe această cărticică, ca și la scutere, ca și la orice. Vă arată primii pași pe care trebuie să-i faceți. Se desfac paginile astea și puteți citi aici mai mult. Vedeți și cu Android cum să te conectezi. E interesant din ce observ eu, chiar eram foarte curios. Uite, se poate monta pe ghidon. Mai e în cutiuță acest burețel care protejează. My God, zici că e telefon mobil. Check this out, the brother. Hai să-l scoatem de aici. Oh, în cutie sunt waterproof power box. Ok. Bun, și avem acest GPS, ai impresia că e. Ia fiți atenți cum arată. Băi, pare să fie destul de interesant. Vedeți că aici scrie GPS. Aici avem o mufă. Aici în laterale două piulițe unde se înfiletează ceva. Și exact așa arată. Îl puteți privi aici. O să-i facem noi test. Ce mai găsiți în cutie? In the box. What's in the box? In the box mai avem acest cablu. Mai mult ca sigur e cablu al alimentării. Waterproof, e ok, power box, pentru că, na, pe motocicletă te mai prinde ploaia. Avem un braț aici, o să vedeți că îl ansamblez eu pe ATV și pe, nu știu dacă pot să-l pun pe scooter. Aici e un sistem de prindere, ok, cu tot ce trebuie, inclus, și mai avem, și cutia e goală, mai avem acest, cred că e parasolar. Parasolar, dacă mă uit bine pe cutie, da. Acest parasolar ar trebui să vină, judecând după găurile, aici. Ce tare, adică are și o cătare. Interesant. Mamă, e un fel de bord de motocicletă, de brother. Chiar sunt curios să văd cum o să arate. Văd că de arătat o să arate ok. Și, dar cum să-l pun? La ATV,
Da, e ok. Și ce e interesant e că e touch screen. Deci, în general, putem vorbi despre un Android în acest monitor extern. A, uite, are și niște butoane aici, patru butonașe aici. Interesant. Hai să citesc puțin despre el, de fapt, să vedeți și voi aici pe site, ok? Ar fi 557 de lei prețul. Dacă vor fi și ceva reduceri, o să le vedeți în primul link fixat. Vedeți că mai multe detalii găsiți pe acest site, ok? O să vi-l pun eu în primul link din descriere, în primul link și găsiți mai multe chestii pentru cei care sunt interesați. Poate că sunteți curioși să vedeți ce face acest Parrot, cum îl are și Shari Vlogger. Vedeți că sunt și review-uri aici. Da, puteți să verificați și voi. Ok, primul link va conține linkul care vă va duce exact pe pagina unde sunt eu. Și bineînțeles, de unde se poate comanda. Să știți că mi-a venit în cam o săptămână jumate. Ok, ca și instalare nu văd foarte multe fire, decât un singur fir. Avem grijă pe el unde îl punem pe masă și un fir care, bineînțeles, e foarte ușor de conectat. Pentru care o singură cătare aici, nici nu aveți cum să-l puneți altfel. Ușor, uite așa, și înfiletați piulița de plastic. Aici sunt două săgeți. Aici. Săgeată în săgeată. Pac. Hai că le-am prins. Și acest fir, e și siguranța aici, merge la baterie, plus și minus 12 volți. Acum eu am pregătit o baterie, este vorba despre bateria, am luat-o de la Claumar, bateria de 12 volți, dar vedeți că e pe gel, e foarte ușoară, 25 de amperi, foarte puternică, cu tester aici, pac, gen, să vedeți câtă baterie mai aveți. Asta e power. O să desfac eu firul ca să alimentez la acumulator și să pun acumulatorul pe aceste fire să nu se miște, pentru că aici sunt niște cleștișori, iar eu am la baterie borne kilometrice, hai că da. Și ca să nu se miște, am pus bateria pe ele, plus, minus și haide să, oh, s-a deschis, welcome, oh my god, hai că da, hai că s-a și deschis. Bun, un sunet. Ah, CarPlay, da? Poate fi folosit în varianta CarPlay. Aici ne spune Change to Car Mode. Welcome to Wireless CarPlay. Da. Ce vreau să vă mai spun este că se poate monta și în mașină. Gen, dacă nu aveți un casetofon mai puternic, dar nu are mufă de audio. Sau se poate conecta prin Bluetooth, nu știu exact. Change to Car Mode, cancel. Ok, așa arată meniul lui. Adică dacă poți pune muzică, să vedem. Settings. Voi să știți că e ok ca și touch. Settings, key, language, time, factory settings, ok. Brightness. Ah, e ok că dacă mergem cu motocicleta sau na, în mașină îl putem folosi să nu fie foarte deranjant. Volum. Dar volumul în ce constă? Volumul cred că e doar difuzorul acesta, că nu văd nicio gaură de a, Bluetooth. Păi și atunci înseamnă că el se poate conecta prin wireless și prin Bluetooth te poți conecta la altceva, de exemplu, la un kit auto care îl conectezi la încărcătorul de la baterie și transmite wireless către castofon. Și castofonul îl pui pe radio. Ia să vedem. Hai să îl conectăm cu telefonul, ok? A, e Bluetooth. M-am conectat și așa și așa. Gata. Bluetooth Android. Ok. Imediat s-a conectat. Ok, prin Bluetooth. Eram pe YouTube Music și ia să vedem. Ca să nu primim strike. A, e mult mai simplu, frate. Uite, dacă îi dau acasă, te duce aici. CarPlay și în CarPlay aveți doar câteva opțiuni de broadere. Uite, ca Waze-ul. Muzica, ok. A, și puteți pune, gata, am înțeles. Puteți pune pe jumate de display muzica la care doriți să asistați. Hai că, dar cum se aude? Oh my god, ce greu sunt de cap, sunt greu de cap. Muzica se aude în telefon de brother. Ok, gata, am înțeles. Doar acesta doar schimbă, fraților, nu e și pe audio style gen. Uite, de exemplu. Și doar îl comandă, e exact Parrot. CarPlay, confirm.
After successful connection to wireless CarPlay, it will automatically disconnect Bluetooth. Ah, am înțeles, deci trebuie să se conecteze prin Bluetooth. Gata, brother, dacă apăsați pe ecran, ce credeți? Se schimbă automat. Ia uite, se pune GPS-ul aici și muzica aici. Foarte tare. Și puteți alege muzică, apelare sau, uite, sau tot display-ul. Gata, am înțeles, uite, se facă tot display-ul. Deci o telecomandă superbă pentru motocicletă, pentru ATV, pentru orice. Trebuie să ies afară să o testăm, uite. Și nu neapărat cu telefonul, ci cu acest aparat, deoarece are GPS încorporat. Ok. Da, uite, și dacă dăm, și putem să dăm la search și căutăm strada aici, cât de tare. Încotro, tastatura telefonului este activă. Se poate, ce tare, ia fiți atenți aici. Și tastăm de pe telefon. Da, cred că merge și de aici, nu? Ia să vedem. Da, băi, ești nebun, Colentina. C-O-L, băi, și tastatura mică. Uite, Colentina. Cât de tare. Hai că e bun. Colentina, bine, de unde sunt eu, mi-arată, dar dacă nu e GPS-ul pus, mi-arată foarte mult. Și ce credeți, brother, m-am conectat și cu iPhone-ul. Am un iPhone 13, de se poate conecta și pe iPhone. Tot așa, aceasta este, dar nu se vede acum pentru că nu am semnal. Harta, avem mesajele aici, putem verifica mesajele și muzica. Ce tare! Și dacă apăsăm aici pe colț, ne arată tot ce dorim. Și avem meniul iPhone-ului, ia fiți atenți ce tare! Cât de tare! Deci putem verifica meniul iPhone-ului, deoarece acest monitor are și funcția de CarPlay. Deci e interesant! Și avem și configurări. Băi, ești nebun. Uite, haide să vă arăt. Haide să vă și arăt. Uitați, vedeți aici CarPlay și intră direct aici. La mesagerie, tot unde avem nevoie. Uite, CarPlay. Meniul aici și vă duce exact în meniul telefonului. Uite, Home. Ce face asta? Ne duce aici. Gata, am înțeles. Home, telefon, Skype, Waze. Vezi că e tare faza. Păi chiar am nevoie, îl folosesc, cred că se poate observa, îl folosesc foarte des. Ia, merge făcut zoom așa? Nu, pentru că, decât de aici sunt mai multe, aici ultima locație și aici harta mai micuță, terminat, și uite străzi aici, ia uite câte avem, oh my god! Da, faza asta chiar îmi place. Și avem și setările. Puteți să intrăm în setări de aici. Da, exact asta face acest Parrot The Brother. E o telecomandă între telefon, să nu mai pui mâna pe telefon să umbli. Îl ții în buzunar, îl ții în borsetă, îl ții oriunde vrei. Iar această tabletă wireless o conectați la motocicletă. Gen ar fi pentru motocicletă, dar eu o pot folosi și la ATV sau la mașină, de ce nu? Și folosiți doar funcțiile astea care sunt mai interesante. Vă arată inclusiv bateria telefonului. Și semnalul, hai că da, e destul de interesant. Trebuie să-l testăm afară că nu avem semnal la GPS. Cărți audio, calendar, podcasturi, muzică, băi! Dar nu pot să dau drumul la muzică deoarece se aud pe YouTube niște sunete și primesc demonetizare. Și WhatsApp, oh my god, vedeți? Avem acces și la WhatsApp. Ia să intrăm. Siri will need access your WhatsApp that I use the app. I-am dat OK. Gata. New message sau call. Ce tare. Deci puteți folosi și WhatsApp-ul. New message. Mamă, și vorbește și aplicația. Hai că da. Oh my god, deci eu vorbesc, se aude aici și îmi duce către telefon. Băi! Ok, brother, e clar că te ajută foarte mult în momentul și uite, vedeți că puteți avea aici căutare, și muzică și de ce nu Waze-ul aici. Iar dacă dăm click pe hartă, ce credeți? Se face tot o singură hartă. Asta îmi place, că nu mai stau să mă uit pe telefon sau să pun telefonul undeva într-un suport. Bineînțeles și chestia asta e simplă, dar știți care e treaba? E destul de periculos, deoarece am auzit, eu din fericire nu am pățit, dar am auzit cazuri în care dacă ești cu trotineta, cu bicicleta, cu motocicleta chiar,
și stai la semafor, cineva îți poate băga mâna în telefon și ți-l poate smulge foarte ușor. Sau îți e frică, ai marea frică ca telefonul să nu cadă în timpul mersului cu motocicleta sau cu bicicleta. Așa că aveți această tabletă wireless ca să nu mai stați cu frică. Pam, pam, și semnalul puternic de la GPS. Ca și sistem de prindere, va trebui toate aceste plastice să le ansamblați frumos. Ar trebui să fie chiar foarte simplu. Pe spatele aparatului va veni un suport, iar pe acest suport vor fi montate 3 cauciucuri antivibrație. Asta e tare. Una, două, trei. Exact aici se montează și se prinde pe spate, aici, exact așa. Hai că da! Pe care le strângeți cu acest imbus cu care vine dotat acest GPS, să zicem așa. Și așa vine tot ansamblul. L-am pus, bineînțeles, va veni un șurubel pe aici și o piuliță pe interior. Și exact așa arată. Ia uitați-l. Acum se poate prinde pe ghidon foarte simplu, tot cu acest imbus. Și tot acest imbus, bineînțeles, o să vă ajute să desfaceți șuruburile din față de aici, uitați așa, și au și niște, ca să le zic așa, niște distanțiere de plastic, se pot observa aici, care se pot pune în caz că e ghidonul mai subțire. Poate fi montat și pe motocicletă și pe ATV, v-am mai spus, și pe bicicletă. Și ia să vedem, dacă vrem să-l înclinăm, desfacem de aici, doar îl slăbim un pic, să vedem cam cum se poate, uite-l. Atât se duce în sus, atât în jos, dar depinde și cum îl montați pe ghidon, o să vedem și la noi. Iar în caz că nu e drept pe ghidon, se poate și de aici, din spate, înclina stânga-dreapta. Vedeți? Ia fiți atenți aici, tare. Poate e ghidonul, după cum știți, ghidoanele la motocicletă vin așa. Unele vin în formă de V, un pic în față și în V, dar majoritatea și la ATV vin așa. Și atunci îl putem prinde așa, pe ghidon. Cum vine ghidonul, exact așa, ce tare, și îl poți regla cum ai nevoie, ia uite, și în sus și în jos, și așa și așa, asta e fază foarte tare. Bun, eu o să-l las așa și abia aștept să-l pun, să mă vedeți pe mine cu el la treabă. Iar acum mai avem demontat parasolarul și gata. Pentru parasolar să știți că sunt două șurubele aici, foarte, foarte, foarte mici, băi, foarte mici. Și le puteți strânge cu această șurubelniță cu care vine inclus acest set. Oh, cât de finețe! Și pe cel de-al doilea, ce tare! Îl strângeți un pic să nu se desfacă la vibrații și gata! Exact așa arată! Hai că e tare, chiar e tare! Destul de folositor pentru că nu mai folosiți mâinile, nu vă mai folosiți absolut nimic, nici picioarele, hai că schimbați vitezele și acum puteți să ajungeți aici frumos. Ia fiți atenți la hărți, pac, și lucrează destul de ok, are un sistem Android. Uite, la căutați și aveți și tastatura. Și tastatura chiar lucrează ok, nu? Uite. Aici nebun. Și numere. Are legătură cu telefonul. Hai că am apăsat pe numere dacă e. Da, sunt sus aici. Nu le-am văzut. Vedeți că scrie aici. Și în caz că greșiți, se șterg. Băi, ce tare. Chiar mi se pare ok. Ok, fraților, cam atât pe ziua de astăzi. O să ne vedem cu această tabletă wireless, în curând montat și pe ATV, cât și pe motocicletă. Motocicleta mi-o voi cumpăra, cred că în 3-4 luni, să se ducă frigul. Mai strâng și o cocari. Eu am fost Shari, încă o dată o să vă las în primul link, linkul de unde puteți verifica toate detaliile despre această tabletă wireless, oglindă putem spune, sau Parrot, care face legătura între telefonul Android wireless, Bluetooth, și această tabletă să nu mai fie nevoie să stați cu mâna pe telefon, mai ales în timpul condusului. Ne vedem în curând și nu uitați să dați un ochi pe cel mai mare canal de phishing din România, Fish Hacker. Și bineînțeles, în descriere aveți linkurile de la toate rețelele mele de socializare. Până data viitoare, vă iubesc, ochii mari, urechea la lăutare. Toate babele sar acum, e petrecerea în toi, ne distrăm ca de ajun. Coanele Ana sare în cap, toată lumea se distrează. Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, sar găinile în sus. Muzica speră la blană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele sar pe geam. Că nu mai o viață am.